Pentru început se curăță și se spală slănina sau gușa foarte bine. Apoi se ține în apă cu sare grunjoasă o oră, două, pentru a se curăța bine de sânge. Apa se schimbă de câteva ori până când rămâne curată. Se pune slănina la fiert în apă, în care putem adăuga zeamă de varză, frunze de dafin, ardei iute, piper boabe și cimbru. Fierbem la foc mic până când furculița intră foarte ușor în bucata de slănină. Între timp pregătim amestecul de condimente, două căpățâni de usturoi pisate fin cu ulei, 2-3 lingurițe de boia de ardei dulce, dacă doriți puteți folosi și puțină boia iute, piper după gust și puțin cimbru. Amestecăm până obținem o pastă de consistență uniformă și cu această pastă se unge bucățile de slănină și e bine ca slănina să fie fierbinte când este unsă. Bucățile de gușă sau slănină se pot afuma. Afumarea se face după ce stă cu aceste condimente.